Marian Preda, profesor, sociolog și rector al Universității din București. Bine ați revenit în studioul Hot News, domnule profesor. Oarecare e, hai să spun așa, ancorat în realitatea în care trăim. Aveți TikTok? Nu am, dar... Și de unde vă informați atunci? Păi de pe site-uri, câteva, dimineața la cafea. Site-urile mai serioase, adică dacă văd mai multe informații false în timp, șterg din lista mentală, în primul rând și pe urmă și din lista de căutări. Și încerc de fiecare dată să am cel puțin două surse pentru aceeași informație. Mă uit la televizor puțin, la știri destul de puțin. Cred că cel mai bine este să găsești site-uri specializate de încredere și să cauți, să mergi la sursă. De exemplu, eu caut un autor dacă văd un link sau caut informația de bază. Dacă văd un link către o informație de bază, de exemplu, o preluare din presa străină, dacă e de limbă engleză unde pot să citesc. Și de asemenea mă mai informez de pe paginile personale, conturi de Facebook, la persoane pe care le știu foarte competente pe un domeniu sau altul. Văd ceva despre Republica Moldova, am 2-3 specialiști pe care cred, îi știu eu, specialiști buni, mă uit la ei și văd informația prezentată cum trebuie. Asta este lumea dumneavoastră, dar lumea studenților dumneavoastră este aceeași? Cu siguranță nu. Evoluția generațiilor este destul de tributară schimbărilor de context. La ei generațiile sunt diferite pentru că au avut experiențe diferite de ale noastre la nivel social general și în sensul că au avut mult mai multă libertate. Și când ai foarte multă libertate, când ai opțiuni nelimitate, îți permiți să fii superficial în alegeri. Strică în prea multă libertate, domnule profesor? Nu, doar că libertatea și responsabilitatea trebuie să meargă mână în mână. Există, trebuie să știi ce să faci cu libertatea. Și perioade din acestea de restricții, de un pic de suferință, în cazul acesta suferință privind accesul la informație, prin bine ca să valorizezi cu adevărat accesul la informație atunci când îl ai. În plus, cred că celor din noua generație lipsește și repere de bază. Ei trebuie să aibă și conținuturi în care să plaseze, structuri în care să plaseze informații. Dacă tu nu ai repere istorice, dacă tu nu ai repere geografice, repere culturale care țin de literatură, de filozofie, nu știi cum să clasifici și cum să interpretezi informația. Este ca și cum nu ai ști cuvinte cheie dintr-o limbă, verbe esențiale, substantive, adjective, știi tu diverse alte cuvinte de legătură, le pui acolo, dar îți lipsește esențialul pentru a înțelege ansamblu. De aceea, marea diferență în viitor o vor face cei care știu să interpreteze corect informația care, într-adevăr, e din abundență acum în spațiu virtual. Cât despre TikTok, sincer, e mult prea superficială pentru mine lumea aceasta. Este așa un fel de... O chestiune de shopping around pentru de încercare de a cumpăra așa cadele, sucuri. Știți, când ceva nu are o mare valoare, decizia de a achiziționa acel bun este din categoria aceea superficială, emoțională. De aceea sunt reclame multe la sucuri, la chipsuri, la produse din acestea cu valoare mică. Nimeni nu o să cumpere emoțional o mașină, o casă și alte lucruri esențiale. Și atunci pe TikTok găsim peanuts, găsim, știți, alune gustărele din astea de pentru 10 secunde, 50 de secunde. Sau chestiuni pe care să ne amuzăm. Și tot, știți cum e, zicea cineva că dacă faci prea mult pe prostul, există riscul să rămâi așa. Adică dacă faci prea mult pe superficialul în informare, există riscul să rămâi în logica TikTok.
și să vezi lumea asta în secvențe scurte și eventual amuzante. Râdem de... Sunt foarte mulți acolo care au... să știți că am studiat fenomenul, chiar dacă nu am, chiar dacă nu am cont personal, pentru că studenții noștri, cei din generația nouă, se informează de acolo și de pe Instagram. Și deși universitatea e o instituție serioasă și are site și are departament de PR și purtător de cuvânt, sunt deja facultăți care se promovează și pe TikTok. Merge acolo la cumpărătorii tăi, la cei care trebuie să vină la facultate și ne-am adaptat. Și am văzut că sunt foarte mulți care au urmăritori și câteodată mai primesc și mici contribuții pentru că sunt caragioși, nu pentru că sunt serioși și vin cu foarte multe informații. Le oferă beneficiarilor, tinerilor noștri, un zâmbet. Îi fac să râdă. Să râdă de ei, nu cu ei de cele mai multe ori, dar sunt acolo și probabil ambele părți sunt confortabile cu schimbul acesta de alune. Asta povestește despre studenți de un anume tip. Ați caracterizat studenți care nu au destule, suficiente repere. Ei vin de undeva. Da. La facultate, la universitate, vin la vârsta de 20 de ani. Aproape 19-20 de ani. Atunci vă voi întreba despre ce e înainte. Sunteți în amonte, știți? În amonte, da, da, da. În amonte. Păi sunt... Cum arată învățământul acesta românesc? Nu arată extraordinar. Trebuie să fim sinceri cu noi înșine și știe toată lumea asta. Bun, sunt și părți bune. A început să se mai schimbe curicula așa. Dar uitați, un ceva care este esențial și la care nu ne-am gândit. A venit toată nebunia asta cu Rusia, cu autoritarismul. Vedem suveranism promovat peste tot. Și vedem în statistici că lumea e nostalgică și regretă pe Ceaușescu. Și vedem studenții noștri care, sigur, nu numai că n-au trăit ei, că cei de 20-25 de ani n-aveau cum să trăiască înainte de 89, ci deja s-au îndepărtat părinților. Părinților erau suficient de mici încât să nu-și mai amintească totul. Se informează de la bunici. Și sunt și tineri nostalgici. De ce? Pentru că nu au o informare corectă. Și iată, în manualele noastre lipsesc informațiile consistente despre perioada comunistă și bine puse acolo. N-avem în București, în locul în care sunt cei mai mulți tineri și prin care trec cei mai mulți tineri, și elevi și studenți, n-avem un muzeu al totalitarismelor, eu nu spun să fie doar al comunismului. Și atunci de unde învață ei? Germanii și ceilalți, americanii, da, europenii, merg în lagărele de concentrare, au diverse muzee. În Berlin vezi un muzeu al Holocaustului și informații despre ororile nazismului. În Washington vezi în centru un muzeu al Holocaustului și în alte locuri. Noi nu avem mai nimic, deși am trecut printr-un regim foarte dur. Și atunci... Sunt probleme mari în amonte, în învățământul nostru. Sunt probleme și cu profesorii, cu calitatea lor, pentru că evoluția corpului acestuia profesoral a fost proastă. Universitățile private în anii 90 au produs în masă absolvenți de slabă calitate, care în bună măsură au mers în învățământ și acum știu că erau ceva statistici. Și în ministere, în administrația publică, politicul altoid la chestiunea asta, o doză de incompetență și mai mare la cei selectați, pentru că s-a amestecat prin inspectori, prin primari, în procesul de selecție a profesorilor și nu i-au selectat doar pe competență, salarizarea pentru mult timp a fost jos și a mai revenit și atunci cei buni nu erau stimulați să meargă acolo, mediul privat care în România a evoluat bine și care a fost principalul factor de creștere economică a nivelului de trai, mediul privat i-a atras pe cei buni în zona privată, în plus accesul la joburi în străinătate și libertate de circulație i-a atras pe alții buni acolo. Și atunci, în învățământ, au rămas câțiva buni și cu vocație și mulți mediocri. Și ce mai contribuie la o anumită etichetare, corectă etichetarea, dar trebuie să ne uităm și la cauze, a generațiilor actuale de studenți și de elevi, ca fiind mai superficiale, naive, fără cultură generală solidă în medie. Pentru că vârfurile sunt ok și sunt
poate mai ok decât cei din generațiile noastre, tocmai pentru că au acces la educație și pentru că compensează familiile lor în bună măsură deficitul de calitate pe care îl oferă educația în școală. Deci la ce trebuie să ne mai uităm este la proporții. În generația mea erau 10% dintr-o generație care aveau loc la facultate. Și pe la dumneavoastră s-au cam păstrat aceste chestiuni, deși sunteți mai tineri decât mine. Până prin 2000, cei care au intrat la facultate aveau puține locuri. Ca dovadă, Universitatea din București avea 8.000 de studenți în 89, 7.800, și a ajuns la 33-40.000 în ultimii 15 ani. Și au apărut multe alte universități care nici măcar nu existau. Drept urmare, nu mai vin doar vârfurile, cei 10, 15, 20% cei mai buni dintr-o generație la facultate. Acum vine toată lumea care ia bacalaureatul, care e la un nivel mult mai jos. Și nu e înspăimântător? E și nu e. Dar de ce este un lucru rău acesta? Păi nu, tocmai asta spun, e și nu e înspăimântător. E înspăimântător să vezi că lucrezi și cu mediocri, câteodată unii ce înseamnă mediocri? Ce înseamnă submediocri? Păi studenți care nu au cunoștințe generale suficiente pentru a înțelege informațiile noastre. Eu și mulți alți colegi de ai mei, dumneavoastră sunteți printre ei, a trebuit să coborâm nivelul, să explicăm noțiuni de bază, să dăm multe exemple pentru a umple golurile pe care le au ei la nivel general. Când, de exemplu, am văzut la politici sociale, a ajuns să vorbesc și despre perioada comunistă și la introducere în management, la autoritate, a ajuns să vorbesc și despre lipsa de competență și de autoritate a unor decidenți și Ceaușescu întotdeauna unul dintre exemple, pentru că n-avea competențele necesare pentru a lua decizii la nivelul acela. Nu făcuse cursuri de economie, de sociologie, de științe politice, de management, avea cursuri de primar, avea cursuri de cizmar. Mă rog, cândva și primarii erau la nivelul acela. Și atunci le dau exemple despre perioada comunistă și ei nu știu lucruri elementare. De exemplu, că a fost o perioadă lungă în care nivelul de lumea era egală, dar egală în sărăcie. Și nu găseai nimic în magazine și nu aveai acces la job, dar nivelul de salarizare era mic și nu aveai ce să lucrezi acolo. Libertatea de circulație nu exista și era cartelă pentru bunurile de bază. Nu știu lucrurile acestea, care țin de istoria recentă. Și dacă ajungi la cultura generală majoră să fi citit un scriitor clasic sau un filozof, atunci se restrânge și mai mult numărul celor care știu lucrurile acestea. Trăiesc în prezent, într-un prezentism. Da? Și acum sar puțin și la felul în care gândesc politica. Nu vor să participe la vot. Pentru că sau participă pe interes, cum se spune. Și avem o clasă politică pusă pe interes, cel puțin interes în sensul de-a dreptul uman. De ce să lupți pentru idealuri? Mai bine pe interes. Cum vedeți, iată, educația și iată o clasă politică și un viitor politic, într-un anumit fel, tot așa pe interes? Pentru că, neavând repere culturale, nu ai suficiente modele, iar modelele care sunt, creează acest tip de reflex vreau să social. Spun, da, e foarte corect ce ați spus și vă răspund cu drag la întrebare. Vreau să spun totuși că sunt vârfuri în generația actuală, care au și avantajele generațiilor și a contextului, accesului la informație, la circulație. Cineva, gândiți-vă că un tânăr, oricât ar fi citit în perioada comunistă, dacă nu a circulat în Europa, dacă n-a văzut el capitale, muzee, țări, culturi diferite, era totuși altcumva decât, chiar dacă citise despre el. E, acum cei care citesc vârfurile au și cunoștințele necesare și au și experiențele practice necesare. Lucrul acesta e foarte avantajos. Problema mare, și e bine că v-ați referit la politică, problema mare este că vârfurile acestea nu ajung să conducă și să ia decizii în colectivități, la nivel de comunitate, la nivel național, la nivel județean. Și contradicția aceasta nu este sesizată de populație.
Tinerii, de exemplu, nu realizează că nimeni n-ar vrea să vadă pe scenă un muzician, un virtuos, care de fapt e mediocru, care nu știe să cânte. N-ai da bani pentru asta. Nimeni nu vrea să fie operat de un chirurg care e făcut pe puncte și e trimis de partid acolo. Nimeni nu vrea să fie apărat în instanță de un avocat care nu e între cei mai buni. Dar oamenii politici care iau decizii pentru noi toți, care sunt fundamentale pentru viața noastră, sunt acceptați așa, ca fiind necalificați, mediocri, superficiali. Nu ne interesează cine a decizia asta. De ce? Pentru că aceste decizii omoară lent. Nu se văd. Și de ce nu interesează, domnule profesor? Nu interesează pentru că, pe de o parte, noi nu le-am atras atenția cu toate acestea. V-am dat un exemplu. Ei nu știu că se poate ajunge rău. Acum viața lor e confortabilă. Când trăiești la umbră, cum zicea cineva de la țară, îmi zicea cineva, domnule, copiii de astăzi trăiesc la umbră. Adică ei sunt protejați, n-au stat în soare, n-au muncit, nu sunt ca moromete să o ia de mic și toată generația aceea de tineri de la țară. Nu sunt nici ca generația din anii 50, 1950, 1960, care venea dintr-o dată la oraș, dar acolo cu teleguța, cu basmaua în care aveau mâncare de la țară, cu smerenia aia din rural. Nu sunt, n-au trăit niciun fel de drame personale. Și nu-și dau seama că pot să ajungă peste noapte să se trezească cu armata roșie în România, noua armată roșie, așa cum se chinuie săracii ucraineni acum, că pot să se trezească cu o dictatură internă și cu suveranism și, pe urmă, autoritarism, nu realizează asta. Și atunci e vina noastră, a celor din generațiile noastre și a noastră ca profesori. Și eu vă spun că mă uit cu responsabilitate la asta, am vorbit, de exemplu, cu colegii, să începem să producem noi manuale. În următorii ani, universitatea va face proiecte interne prin care să le dăm noi resursele minime necesare unor colective de colegi, desigur, împreună cu câțiva tot absolvenți de-ai noștri din preuniversitar, care să facă manuale adecvate în câteva domenii. De asemenea, vom face noi, vă spun, când se termină de renovat, din păcate mai durează peste 4-5 ani, clădirea centrală, vom avea un muzeu al universității care va fi centrat pe contribuția profesorilor și studenților din universitate la protestele publice. Și, de exemplu, balconul universității vor putea merge și cu sistem VR să vadă cum arăta piața universității. Și acolo să punem elemente cheie despre perioada comunistă, în care să înțeleagă că n-a fost deloc roz, chiar dacă primeau aparent un apartament mulți și un job, dar n-aveau drept de circulație, n-aveau libertate absolut deloc și trebuia să stea la coadă pentru pâine în toată țara asta. Ați stat la coadă? Da, mi-amintesc foarte bine prima coadă. Eram elev la Craiova și în 1981, cred sau cam așa. Și mi-amintesc că mă rugase mama să iau, sau nu, 80, atunci, la începutul anilor 80, mă rugase mama să iau ulei și zahăr. Deja nu se mai găsea la părinții mei la Dăbulen, o localitate mare, 17.000 de locuitori. M-am auzit la coadă și mi-amintesc perfect că am văzut ce înseamnă coada ca fenomen social. Există o carte scrisă de Pavel Câmpeanu, Sociologia Cozi, de sociologul Pavel Câmpeanu. Și mi-amintesc că erau 5-6 persoane și era deja cineva mai turmentat așa, care stă la rând, a luat zahăr și s-a dus înapoi la coadă și le-a zis primilor, care, ultimilor de la coadă, ultimilor veniți, de fapt, le-a zis, uite, dă și tu 2 lei în plus și ți le dau eu pe astea, ca să nu mai stai la coadă. Și de atunci s-au tot înmulțit cozile. Și știu că erau oameni din câmpia română, care teoretic producea câmpia, nu ei toți, producea grâu României și care veneau la București și luau pâine cu saci pentru 10-20 de familii și la 2 săptămâni mai venea altcineva. Și lumea a uitat asta. E datoria noastră, era a guvernanților, dar dacă nu fac ei, trebuie să compensăm noi, universitățile, ONG-urile și ceilalți, să compensăm noi asta și să le spun.
Și eu mai am o speranță puternică de undeva, să știți, că altfel din interior și guvernanții sunt în vria asta așa a activității de zi cu zi. Spunea cineva, Stephen Hawking, știți, marele astrolog, fizician, care era într-un scaun cu rotile, avea un citat pe care îl folosesc eu la un curs și care e foarte tare. Nevedând de viața noastră zilnică, neînțelegând mai nimic despre lume. Cam așa sunt și politicienii noștri și așa sunt mulți dintre oameni. Pe undeva e normal, dar trebuie să le spunem noi tinerilor și să le reamintim și maturilor că există tot timpul pericolul revenirii la situații proaste, la crize, la autoritarisme, și de aceea va trebui să facem noi câteodată câte ceva. Deci această a doua sursă de speranță pentru mine este apartenența la structuri transnaționale, la Uniunea Europeană în primul rând și la NATO. Acolo încă mai sunt destule resurse de cunoștințe despre istorie, de experiență și de dorință de a apăra valorile fundamentale ale umanității. Și asta ne ajută și pe noi. Altfel, da, valori care greu. Sunt puse în discuție și la nivelul, nu știu, profesoratului, să spun, la nivelul presei, aceste discuții au existat. Totuși, dacă ne uităm în jurul nostru, vedem că lumea nu ne crede. Tinerii nu ne cred. De ce nu mai cred oamenii? Că se poate întâmpla ceva rău. Aminteați de Armata Roșie care ar putea să vină, nu? Noua Armată Roșie care ar putea să vină în București, nu? De pericolul suveranismului, a extremismului care crește în toată lumea. Nu da. Este... Da. Nu ai la noi o situație particulară. Întrebarea este, de ce nu ne mai cred oamenii? Vedeți, și noi, cei din mediul academic și în general din domeniul educației și din preuniversitari și dumneavoastră cei din presă, plătim un tribut ignorării principiilor deontologice și așa, pentru mulți dintre noi și cred și eu și cred sunt sigur că și dumneavoastră, considerăm că ne-am făcut treaba, că ne-am făcut onest treaba și că nu am făcut compromisuri cu meserile noastre. Dar poate ne-am uitat în altă parte când a fost vorba de alții. Poate n-am reacționat destul când a fost vorba de alții. Ori cei care au interesul să se revină la alte, să schimbe contextele, au avut grijă să compromită prin indivizi și exemple sau câteodată chiar prin majorități, să compromită presa, să compromită societatea civilă, să compromită universitățile, să compromită vectori de imagine, câteodată să-i compromită cu argumente corecte, pentru că unii dintre noi au făcut greșeli, altă dată să-i compromită prin manipulări, prin minciuni grosolane, că tot e unul dintre evenimentele momentului. Uitați-vă la tragedia Simonei Halep, care a făcut o greșeală că n-a verificat, dar tot ce se vede acum, toate dovezile de acum, arată că a fost o victimă în mare măsură a greșelilor altor. Și a fost un an și jumătate etichetată de foarte multă lume ca fiind o persoană care a greșit profund, da? O persoană care a acceptat un compromis major în meserie. E cam asta s-a întâmplat și cu jurnaliști și cu profesori și cu... au făcut greșeli, greșelile acestea au fost puse în prim plan și ajung și noi, poate noi ceilalți și societatea în ansamblu și mai ales marii decidenți și la nivel politic și la nivel de conducători de presă și conducători de instituții, cum sunt universitățile, n-am reacționat întotdeauna la timp. Și iar e un citat pe care l-am tot folosit. Edmund Burke, un mare irlandez, spunea: pentru ca răul să triumfe, este suficient ca oamenii de bine să nu facă nimic. Și așa este. Au fost momente în care n-am făcut mai nimic. Dar este totuși un paradox. De ce în România, de exemplu, niciun politician nu a fost compromis definitiv? Dați-mi dumneavoastră un exemplu, unul care a ieșit din politică pentru că a făcut o nefăcută, hai să spun așa. Eu personal, în ultimii 30 de ani, nu știu. Da, nu avem prea multe exemple de demisii de onoare. Eu mi-amintesc în trecut că erau 4-5, știam eu acum vreo 10 ani,
personalități din lumea politică care își dăduseră demisia și aceia sunt printre cei mai în regulă oameni. Nu știu, să vă dau un exemplu așa. Mona Muscă la un moment dat și-a dat demisia pentru niște chestiuni minore în contextul general. Și alți câțiva care și-au dat demisia de onoare pentru câte o chestiune minoră. În rest, toți ceilalți, nu pentru că toleranța socială la greșeală și la compromis a fost foarte mare, a devenit foarte mare. De ce? Care este motivul? Dumneavoastră sunteți sociolog, trebuie să existe o explicație. Nu, niciodată nu există un singur vector, un singur motiv, o singură cauză pentru ceva. De obicei, oamenii, adică funcționează printre altele faptul că oamenii au făcut și ei greșeli, dar cel mai grav este faptul că noi nu percepem efectul pe termen mediu și lung al acestor compromisuri. Pare că nu ne influențează deloc pe noi faptul că un politician corupt de undeva rămâne pe funcție. Și pare că efortul pe care îl facem noi pentru a schimba acest lucru e mult prea mare și câteodată este. Cum să te duci de unul singur la nivel național și să protestezi în piață pentru că un om politic este compromis. În plus, cu resursele lor, pentru că oamenii aceștia au dobândit resurse făcând compromisuri și fiind corupți. Și cu resursele lor au reușit să-și cumpere alții care să-i apere, care să facă contramanifestații, care să spună articole pozitive și toate celelalte. Și s-a răspândit încet, încet la nivel social impresia asta că poți să fii pedepsit, dar dacă ai acumulat destul, merită, domnule, pedeapsă. Mulți au zis, iată, XYZ, oameni politici, Gigi Becali, Dragnea și alții și alții, o mulțime de oameni politici, au făcut pușcărie și s-au întors la averile lor și nu s-a întâmplat nimic fundamental. Dar nu s-a întâmplat nimic fundamental cu noi, care continuăm să-i punem la televizor, să ne uităm la ei și să facem audiența pentru ei, să fim parte, o picătură din oceanul acela de audiență care pe dumneavoastră cei din presă vă face să-i cultivați pe aceștia în continuare, pe, după aceea pe alții îi face să-i voteze, uitați-vă în Statele Unite că îl votează în continuare pe Trump după toate compromisurile pe care le-a făcut, după toate prostiile. Dar e o Românie de plastilină, tot timpul e așa, lumea o poate modela. Da, lumea e de plastilină pentru că, da, se poate modela și controlul pe informație mult mai mic și controlul pe reacție mult mai mic pentru că s-a democratizat și comunicat. Acum toată lumea iese pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, cum ați spus, comentează la emisiunea aceasta. Și sunt și boți care pot fi puși în funcțiune. Exact. Și atunci banii lucrează. Au lucrat dintotdeauna. Noi am uitat asta. Au lucrat dintotdeauna. În Statele Unite îi omorau pentru a le lua pământul când se făceau căile ferate și când se extindea industria americană peste tot. Și oamenii înghițeau într-un fel sau altul lucrurile astea. Adică ignorau pe ăia și mergeau mai departe. În România abuzurile la fel s-au întâmplat. Și acum se întâmplă în zonele nevăzute, se întâmplă abuzuri peste abuzuri, zi după zi, și în comunitățile mici, în afara Bucureștiului, care fiind foarte mari, și a câtorva orașe mari, oamenii s-au obișnuit să facă compromis cu puterea locală, un compromis și să meargă mai departe. Să știți că știu cazuri de tineri care au venit din străinătate, facultăți făcute cu investiții ale familiei, ale lor, de efort, de timp în străinătate. Și au venit în România. Știu cazuri concrete în două județe din România și acolo au văzut și aveau o anumită orientare. Dar partidul local era de altă orientare, oricum acum și-au unit singurătățile, orientările astea. Și nu mai există nici ideologie. Și li s-a spus, nu vrei un post? Uite, lucrează în campanie cu noi aici, păi îți dăm un post. Sau altcineva s-a dus să candideze pentru un post la care, desigur, era nevoie de limbi străine, de tot felul de competențe. Și s-a spus, ok, dar totuși noi partidul trebuie să avem acolo o legătură înscrită și în partid. Și s-au înscris tinerii că voia postul ăla considera că era legitimă persoana pentru post, l-a și ocupat, probabil ar fi trebuit să-l ocupe oricum. Dar așa a devenit și oarecum vasal la partid
s-a scris acolo. Și atunci oamenii nu mai merg după convingerile lor, după istoria familiei, de susținerea unui partid sau altul. Merg în funcție de contextele locale și fac un compromis cu ceilalți pentru viața de zi cu zi, pentru că pare că nimeni nu sancționează aceste compromisuri. Pare că nu se întâmplă nimic, nici în presă, nici în viața particulară a cuiva, nici în comunitățile locale, nici în universități, nici în licee, nici în școli generale, nu se întâmplă nimic grav. Riști un pic, merge cu compromisul mai departe, altfel ai avea de pierdut la nivel de interese personale. De păpică, de job, care tot asta înseamnă, și de altele. Iată că aici nu mai e vorba de moștenirea de la Ceaușescu. Nu mai. Suntem după 30 și ceva de ani. Deși este o opțiune, este o opțiune până la urmă și a noastră, nu? Sunt studii care arată că cei mai mulți fac pace și acceptă o autoritate și când și atunci când este nelegitimă. Știți că sunt studiile acelea celebre de psihologie în care li se spunea mărește-i tensiunea electrică unui pacient că e răspunderea mea a cercetătorului. Și majorități de persoane, sigur că nu era un actor acolo, dar o majoritate a celor care erau subiecți în experimentele astea îi măreau tensiunea deși părea că la moare. De ce? Pentru că îi spunea lui o autoritate de acolo. Deci oamenii acceptă asta și atunci e responsabilitatea elitelor să nu lase lucrurile astea să se întâmple. Ori noi la nivel administrativ și politic avem elite de foarte proastă calitate. Avem o selecție negativă care, să știți că își are rădăcinile tot în sistemul comunist. În ce sens? Sigur că deja e departe Ceaușescu, dar metehnele celor care au făcut instituțiile politice, care au construit partidele, sunt tot acolo, ei au învățat. De fapt, gândiți-vă la un lucru, am mai spus asta de câteva ori, dar nu în ultimii ani. Se vorbește la noi despre disciplină de partid și despre faptul că în orice partid, dacă ești împotriva conducerii partidului, de fapt a majorității din partid, te exclud și se vede. Au exclus nu știu câți lideri de partid. Orice dizidență e tăiată din fașă ca în perioada lui Ceaușescu. Rădăcina acestui concept și în perioada comunistă la sovietici, disciplina de partid a fost învățată prin partidele de aici, la partidele comuniste de aici, de la ei și după aceea la partidele noastre post-revoluționare de la Partidul Comunist și execută pe toți cei care au opinii diferite. Și atunci încă nu avem o cultură solidă a democrației, a dialogului, a spiritului critic. Asta trebuie construită și de asta vă spuneam, ne ajută într-o anumită măsură Europa, dar și Europa și Statele Unite, lumea civilizată, sunt acum sub asediu din cauza schimbărilor de mediu, de relații sociale și a faptului că oricine acum are acces la... Și ca să legăm și puzzle-ul cumva, da. Cer scuze, nu doar că e o lume de plastilină și am trăit în ea, dar urmează și una a TikTok-ului, care e tot una de a prezentismului și a nevoii imediate. A plastilinei de moment, adică plastilinei care se evaporă și dar ai o altă plastilină imediat pe care o modelezi și din nou te joci cu ea și se evaporă și trăim un prezenteism din ăsta într-adevăr crunt și cu majorități agregate ad hoc așa. Adică e bine că votăm. Ar fi bine să votăm pentru chestiunile acestea majore, într-adevăr, de interes social. Să știți că sunt un mare adept al democrației. Dar să nu votăm pentru probleme tehnice. Când îi auzi pe toți neaveniții, de exemplu că își spun părerea despre chestiuni tehnice, nu mai e în regulă. Noi nu putem să votăm cum facem motorul unei navete spațiale și cum punem un pod în plastic sau un pod în nu știu ce. Nu trebuie să vină specialistul la podul ăla, la chestiuni tehnice și să-l facă el. Acolo nu se votează. Să votăm la alegerea unor reprezentanți ai noștri care, de exemplu, să-i supervizeze pe ăia care fac poduri și așa și să le dea ce trebuie și să-i alegem cum trebuie. Și aici e ok. Dar când votezi pentru probleme curente și tu dai verdictul pentru Simona Halep, de exemplu, da, doamne, e coruptă. De ce? Pentru că are bani. Și dai verdictul că altcineva, nu știu, Gigi Becali,
Dragnea, alții, nu vreau să dau nume neapărat, dar sunt atât de mulți. Au dreptate, domnule, pentru că de unde știi tu că au dreptate? Ești specialist în acel domeniu. Și atunci nu mai avem bunul simț al celor care sunt neștiutori și cu toții suntem neștiutori pe o mulțime de domenii. Da, eu n-aș îndrăzni să-l contrazic un medic care îmi spune ceva. Nu îndrăznesc să-l contrazic un inginer care proiectează un pod sau o navetă spațială. Pe atunci pe alții de ce-i contrazicem? În educație de ce-i contrazicem pe cei care sunt educaționiști? Și venim noi oameni politici și spunem cum ar trebui să fie lucrurile. În management, de ce-i contrazicem pe cei care se pricep la management? Noi care poate suntem un bun inginer, dar nu ne pricepem la management, vrem să... De ce merg în Parlament oameni care nu se pricep la deciziile majore? De ce nu mai ascultăm unii pe alții, domnule profesor, de fapt? Că despre asta este vorba. Pentru că avem dreptul să vorbim cu toții deodată. Asta înseamnă spațiu virtual. Asta înseamnă internet. World Wide Web. Cu toții deodată comunicăm. Și atunci nu mai avem timp să ascultăm, să-i citim pe ceilalți. E și greu să-i citim pe ceilalți. Gândiți-vă că dintr-o dată sunt sute sau mii de reacții la o emisiune de-a dumneavoastră. Nu o să aveți timp să le citiți pe toate, e normal. În schimb, să dau like-uri. Și like-urile înseamnă vot. Și toate evaluările acestea pe care le facem acolo înseamnă mecanisme de evaluare și majoritate și lumea se uită la el. Dacă îți dau like-uri naivi, e bine. Că sunt like-uri. Nu te gândești ce în spatele, ce persoane în spatele unui like sau unui, nu știu, unei critici sau a lipsei de reacții. Nu se mai gândește nimeni. Luăm superficial chestiunile astea ca pe o minciună frumoasă în dragoste, știți? Că tot e astăzi ziua femeilor la mulți ani. Femeilor în România. Și ne gândim că nu suntem singuri, nu? Nu suntem singuri în opiniile noastre. În realitate suntem atât de singuri și ar să fie internetul ăsta în care suntem conectați cu toată lumea, ne face de fapt să fim singuri, să fim doar noi înșine când e vorba de luat decizii. Sunt câteva lucruri pe care le explicăm cu greu. De exemplu, și sunteți specialist în partea asta de social, cum au putut avea loc casele de bătrâni? Care au fost jefuite și bătrânii abandonați și ținuți. A fost un întreg scandal. Suntem în 2024. Vorbeați de tineri, vorbeați de oameni politici. Raportul dumneavoastră, care era critic, pare că nu contează. Sau au jefuit toți autorii din raportul dumneavoastră, s-au pus pe jefuit în 2024, când avem, iată, Facebook, când avem, și nu doar de casele de bătrâni, copiii abandonați în continuare. Vă întreb despre acest mecanism care nu se mai oprește. Da. Ce se întâmplă? Vă spun ce se întâmplă. În raportul acela din 2009, privind riscurile sociale și demografice, a fost rezultatul a 24 de autori, niciunul, absolut niciunul, începând cu mine și până la ultimul autor, nefiind membru al vreunui partid politic. Între timp o fi ajuns vreunul, nu știu. Eu, niciunul. Deci toți eram specialiști pe domeniu, eu i-am ales pe fiecare nișă cei mai buni specialiști. A fost foarte bine primit atunci, în primele săptămâni, după care analiza a început să fie politică pentru că era lansat cu 9 luni înainte de alegeri. Și când e politică, este subiectiv. Și cred că nici 10% din propunerile de acolo nu s-au pus în practică. De curând, dar știți cât de curând, acum o lună, mi-a cerut un amic care știa că există raportul ăsta, mi-a cerut o sinteză pentru că consiliază pe cineva pentru alegeri. Deci știți că în alegeri se trezește să-și mai ia și consilieri de calitate, pentru că nu pot să meargă doar cu cancan și cu chestiuni din astea. Trebuie să mai spună și lucruri serioase, cel puțin în planurile scrise și în intervențiile televizate. Și mi-a zis, dom'le, e incredibil cât de actuale sunt chestiile astea scrise de voi în 2009. Zice, absolut toate sunt actuale. Da, pentru că nu s-a rezolvat mai nimic, pentru că politicile sociale sunt luate de oameni politici care se pricep la politics, la politică,
nu la politici publice, în cazul ăsta politici sociale. În al doilea rând, pentru că s-au pansat chestiile astea cu câte o creștere de salariu, cu creșterea generală a nivelului de trai, care vine din faptul că România e în Europa, partea de economie a României crește, PIB-ul crește câteodată artificial, oamenii o duc mai bine și nu se mai uită la probleme. Și ajung la ce spuneți dumneavoastră. Cu aceste cămine de bătrâni, cu unele, că nu la toate e așa, așa s-a întâmplat și între timp. Ceea ce s-a întâmplat în perioada comunistă, iată, un alt lucru pe care îl ignoră lumea, cu copiii aceia pe care i-am văzut și cu spitalele de persoane cu dizabilități, cu probleme psihice, și adulți și copii, care erau ca în Africa, doar piele și os atunci, care erau legați de paturi, se vedeau în anii 90. Lucrurile acestea la o altă scară mai mică s-au întâmplat și între timp, doar că printr-un sat, printr-un cartier, printr-un un cămin care era ignorat de autorități, repet, nu peste tot, primul lucru. E, în momentul în care s-a văzut un caz, ne-am dat seama câtă mizerie sub covor, sub acest covor al persoanelor vârstnice. Lucrurile se întâmplă la fel în tot felul de locuri. La fel, adică sunt lucruri grave care nu sunt văzute pentru că noi așa, noi ne uităm la problemele majore. Acum e foarte important ca România, de exemplu, în alegeri să rămână stabilă și e, recunosc și eu că e, dar numai asta ne interesează. Stabilitatea politică și militară și economică a României pe termen mediu și lung, le ignorăm celelalte probleme. Da? Și atunci, în virtutea priorităților, sau vin perioade precum pandemia, ne interesează pandemia, vorbim numai despre ea, nu ne mai uităm dincolo și dincolo, vin oamenii ăștia care vor să facă business din zona socială și fac asta și le taie mâncarea, îi ignoră ca să facă economii și să ia banii, mai dau și șpagă pe unde mai dau pe la unii care trebuie să-i controleze. La fel, în sistemul public de la noi nu există control. Și neexistând control adevărat, există doar inspecții care sunt trimise cu temă. Dar omenie. Păi omenia. Cum? Explicați-ne dumneavoastră ca sociolog. Unde e omenia? Există? E în atitudinea fiecăruia, în conștiința fiecăruia, când nu există control, rămâne doar omenia. Și când există dar controlul trebuie să existe pentru momentele în care oamenii uită de omenie. Și de aceea trebuie să există control și sancțiuni. Eu vă spun că foarte multe legi la noi sunt în continuare făcute fără sancțiuni. Dacă ar lua cineva din presă, apropo de monitorizare, evaluare, control, control în sens bun, dacă ar lua cineva din presă anchetele vechi, cazurile vechi, da? Și să vedem ce s-a întâmplat cu oamenii aceia, vă spun, de moment, îl scoate, îl suspendă, îl dau afară, îi taie 10% din salariu. Și dacă te uiți peste o jumătate de an sau un an, e mutat pe altă funcție, așa, pe o linie moartă. Și tot acolo e, dacă e din rețele, din partide, în special, că astea sunt, și din alte structuri și grupuri de interes. Și atunci eu nu vreau să fiu fatalist, Doamne ferește, dar trebuie să reacționăm. Să existe control social, să existe control din partea presei, să existe un control din partea autorităților. Nu fac asta. Trebuie să votăm, de exemplu, să luăm deciziile noastre, acelea mai rare, dar care chiar contează, pe bază de evidență. Dar lumea e și subiectivă aici. Atunci e un cerc vicios în care noi trebuie să producem elite care să fie și competente și în același timp să fie și carismatice suficient și să și convingă. Și aici, din această dilemă, nu putem ieși pentru că au monopolizat niște zone din astea și scot numai oamenii lor din partide. Păi până când? Că până la urmă lucrurile astea se vor termina, nu într-un fel sau altul. Istoria ne-a învățat că la un moment dat se întâmplă ceva. Da. Avem capacitatea să se întâmple acel ceva? Da, avem. Există două modalități de schimbare. Reforma și revoluția. Dacă faci schimbare pas cu pas, lucrurile sunt în regulă. Adică, uitați-vă că la multe primării lucrurile stau mult mai bine decât prin anii 90-2000. De ce? Acolo ești aproape de cetățean. Oamenii și-au dat seama, face, nu face. Sunt numai promisiuni, nu sunt. Sigur că mai sunt comunități în care îi cumpără, îi țin sub control. Localități mai mici în care primară.
Dar până și acolo mai apare o cârcoteală, mai apare un DNA, mai apare ceva, mai scapăde. Dar uitați-vă la orașe medii, la orașe mari, care își pun primari din ce în ce mai competenți. E, la un moment dat, dacă lucrul ăsta nu se întâmplă și cei care au făcut un mare compromis care strică lucrurile prin votul într-un singur tur, pentru că asta ține status quo și avantajează pe primarii care câștigă cu 35%, așa, și ei n-au făcut cu adevărat treabă. E, dar dacă primarii, care chiar au legitimitate acolo, își vor agrega în timp legitimitatea lor la nivel național, va fi bine și va fi o schimbare naturală pe bază de reformă. De asemenea, dacă dinspre Uniunea Europeană mai vin reguli, mai vin chestii astea pe care ei trebuie să le accepte, iar e un element de schimbare gradual. Dacă nu și țin lucrurile sub capac, vor veni revoluțiile. Ce înseamnă revoluții? Dispar partidele care sunt la guvernare, la un moment dat îl mătură pe un lider al unui partid pentru că a ținut lucrurile pe un primar și așa mai departe. Acum revoluțiile au fost evitate, între ghilimele revoluții, revoluțiile în politică au fost evitate de cele două crize. Pericolul extern crește coeziunea grupului. Oamenii se gândesc, domne, hai să stăm de partea ăstora pentru că, uite, pandemia asta nenorocită. Sau pentru că, iată, războiul din Rusia. Hai, până la urmă, nu e plăcut să-i vezi că PSD-ul, PNL-ul, stânga, dreapta, chipurile s-au unit. Da, poate e mai bine așa. Mai avem și dezavantajul faptului că soluțiile de schimbare s-au autocompromis. Au fost nu știu câte partii de noi. E clar că România a vrut, și în general în lume, se dorește o resetare a sistemului politic. Societatea s-a schimbat, dar mecanismele și instituțiile politice nu s-au schimbat în lume. De aceea avem lideri de tip Rebut. După părerea mea, Donald Trump e un astfel de lider. Biden e un astfel de lider. Tot sistemul politic american nu reușește să producă niște oameni de 50-60 de ani care să aibă și forța necesară, competența necesară să conducă. Bun, uitați-vă și în Europa și în altă parte. Și la noi, la fel. Eu nu zic dacă e așa dintre ăia de acolo din politică, liderii de acum sunt mai răsăriți decât ceilalți. Sunt la nivel social. Dacă luăm, de exemplu, managementul din business, păi e mult mai puternic decât ăștia. Sau unii primari de la nivel local n-ajung la nivel național, deși au făcut o treabă excelentă la nivel local. Și atunci sunt niște blocaje care la un moment dat vor crea foarte multă presiune de jos. Când va veni această presiune? Când dispar perioadele astea, pericolul extern, dacă nu creează altele. Deci, ei nu se adaptează. Uitați-vă că aproape toate partidele și-au schimbat denumirea, și-au schimbat liderii, și-au schimbat alianțele de la un ciclu la altul pentru că n-au reușit să facă un minim în perioadele respective. Și dar nu și-au schimbat obiceiurile. Nu și-au schimbat, din contră, sunt mai, au mai vopsit pălărie, și-au cumpărat altă pălărie, dar e aceeași mărie. Singurii care rezistă cumva sunt cei care chiar au făcut. Și acolo e într-o democrație normală. În 2-3 generații, care înseamnă 25-30 de ani fiecare generație, ar trebui să existe mecanisme în care oamenii se convin că, dom'le, contează pe cine votă. Și nu putem vota pe oricine. Așa cum la Cluj, de exemplu, după 12, cred, ani cu Funar și tot felul de experiențe negative, s-au convins că nu mai merge cu vopsit băncile și au luat un primar competent pe Boc, care venea de la Facultatea de Administrație Publică și preda chestii de astea și avea și niște valori și așa, și oricât l-au criticat alții, cei de acolo au văzut că e în regulă pentru ei. Și mai sunt și alte orașe în care, sau județe în care, eventual până la nivel de județ, dar de obicei la nivel de oraș. Altfel, la nivel de județ, îi întărâtă între ei, îi manipulează și tot de la centru. Încă ceva, o altă meteahnă mare. Se pun șefii, candidații numai de la centru. O să vedeți că lumea nu vine să voteze, primarii vor fi activi în alegerile lor, după care nu vor mai avea treabă pentru că nu își pun ei mari primari, candidați pentru Parlament, ci pun ăștia de la București, candidați la județ. Și iar se rup de populație și de problemele reale. Și chestiunea asta, faptul că partidele nu sunt gestionate cum trebuie, va produce mici răbufniri de vulcan, știți, dacă la vulcanii noroși, așa, de-astea mici. Mai iese câte o bulă, se mai scurge un pic
și rămânem acolo în, dar în noroi. Dar ați văzut că acum, în ultima perioadă, au apărut așa și aceste partide ale poporului, hai să le spun așa în ghilimele. Adică ale boborului. Ale poporului, da. Deci... Populiste, suveraniste. Populiste, da. Suveraniste. De ce au aceste partide atâta aderență la electorat și mai ales la electoratul tânăr? Pentru că mă uitam pe niște demografice și am observat că unul dintre partidele suveraniste, AUR, de exemplu, iar despre el este vorba, are între votanți foarte mulți tineri, o proporție foarte mare, 30% tineri între 18 și 24 de ani, cum nu are niciun alt partid din România. Da. O să vă spun. În primul rând că unele dintre temele lor, dintre criticile lor, sunt corecte. Atenție! Unele. Și sunt corecte pentru că sunt greșeli, erori sociale, prostii, compromisuri pe care le face puterea, le fac celelalte partide și pe care ei le taxează. Că pe lângă astea, știți, partea aia de adevăr, pui într-o pastilă amară, pui și ceva dulce, partea de dulce din pastilă. Celelalte sunt prostiile lor. De exemplu, atacăm Europa, dar vrem să mergem în Parlamentul European și să luăm salariile și pensiile de parlamentari europeni. Atacăm Europa, dar nu ne uităm la ce se întâmplă în Iugoslavia, care nu e membra a Uniunii Europene și care nu beneficiază de resurse de acolo. Deci nu ne uităm la resurse, dar atacăm Europa. Deci prind la tinerii aceștia, dar știți de ce prind? Noi tot așa trebuie să ne uităm la procente. Ne învârtim în bula noastră de aici din București, unde sunt 38% din populație cu studii superioare. Avem județe cu 7% populație care are studii superioare. În toată România, între 18 și 65 de ani, sunt doar 16% care au studii superioare. E medie națională cu orașele astea mari care au medii mult mai mari. Și atunci, luați-i pe toți ceilalți și e valabil și pentru tineri, că și la tineri 70% nu au studii superioare, ba chiar mai mult de jumătate nu au nici liceu cu bacalaureat. Toți oamenii aceștia văd problemele lor de zi cu zi, nu îi mai interesează valori, chestiune națională. Când pe piramida nevoilor, tu ești acolo la nevoi fiziologice, adică atunci când nu ai ce să mănânci, pe bune nu te mai interesează absolut deloc chestiunile care țin de stimă de sine, de respect, de ceilalți. Da, ești acolo. Și încă avem 30% din populația României care e sub pragul de sărăcie. Tinerii, apropo de ce spuneați, copiii și tinerii au rate de sărăcie mult mai mari decât persoanele vârstnice. Pentru că între cei în vârstă, în primul rând că au niște acumulări și totuși sunt o majoritate care au o pensie bună rea. Pe când mulți dintre tineri sau dintre copiii din familiile numeroase trăiesc mai rău decât ceilalți pentru că ajutoarele sociale sau un salariu, chiar două salarii minime pe economie, împărțite la atât de mulți, nu contează. Trăind în sărăcie, se uită la primele critici față de sistem. Orice critică față de sistemul lor le place și o consideră adevărate și de multe ori, repet, sunt adevărate pentru că se potrivesc cu viața lor, cu faptul că sistemul nu le asigură nimic, că primarul e corupt. Și îi văd la televizor pe toți ăștia care au de toate, unii care le au incorrect. Da? Și atunci sigur că preferă să meargă acolo. Întrebarea nu e o întrebare bună asta. Întrebarea nu e doar de ce merg ei la AUR, la Șoș și la celelalte partide de genul acesta. Întrebarea este de ce nu există un partid care să vorbească despre asta și despre alte lucruri în mod normal, care să fie un partid de centru stânga sau de centru sau chiar de centru dreapta și să li se adreseze lor cu soluții corecte pentru ei. Pentru că partidele care au noile partide au eșuat cu toate în dispute interne, în criticism fără soluții, au rămas în critic. Luați-le pe toate. Noua Republică, PMP, USR, USR Plus, dar toate astea au eșuat la nivel. Bun, unele dintre ele supraviețuiesc cumva și sunt pe acolo, mai fac alianțe între ele. Dar n-au reușit să construiască, de exemplu, ce guvern din umbră am văzut noi de la partidele? Nu e bun guvernul și îl criticăm? Ok, corect. De-aia să văd și eu, guvernul din umbră. Noi dacă venim, avem acești
oameni. Acesta e la educație, uite, doi, unul pe învățământ superior cercetare și unul pe preuniversitar. Aici la sănătate avem unul, la chestia asta unul sau doi și oamenii aceia să vorbească și să știi că ai o alternativă și să critique cu argumente. Și atunci nu se vor mai duce acolo. Să știți că au fost perioade în care a scăzut numărul celor care au mers spre partide naționaliste, suveraniste, extremiste, pentru că le-a oferit altcineva un refugiu. De exemplu, cu toate problemele lui, mai ales de a doua parte a mandatului, Traian Băsescu la un moment dat a canalizat a luat multe voturi din zona aceasta de centru dreapta, de persoane care credeau, de exemplu, familie, erau religioase, etc., aveau aceste valori, nu erau neapărat de stânga, dar erau persoane sărace, erau persoane care nu erau confortabile cu ce se întâmpla. S-au pierdut voturile acestea. PNL-ul a pierdut voturi dinspre dreapta, mici antreprenori din ăștia care au dat faliment. Întotdeauna pui pe, când tu nu ești ok cu ceea ce ai făcut tu, trebuie să găsești un vinovat și în exterior. Și atunci, mai ales că sistemul nici pe departe nu este prietenos cu ei. Și atunci oamenii se duc unde își găsesc un refugiu, unde nemulțumirea lor pare că e similară. Vor să strige și ei și atunci li se pare că Șoșoacă strigă bine pentru ei. Ea strigă pentru ea, da, nu contează. De ce? Pentru că, repet, multe dintre critici sunt reale. Dacă o să luăm așa, cu detașare, în mod științific, multe dintre criticile doamnei Șoșoacă, celor de la AUR, Simion și ceilalți, o să vedem că sunt și multe adevăruri acolo. Pe lângă exagerări și lucruri deformate. Asta e, să vină partide sănătoase care să critique lucrurile acestea și să le propună soluții oamenilor și îi vor activa pe aia 50 și, apropo, uită aproape toată presa, în Hot News am găsit asta, dar doar link la casa de sondaje care a făcut sondaj, unde vezi că, de exemplu, pentru voturile la București, doar 50% ar vota un primar. Uită cu toții să spună în textul ăla că astea sunt din 50%, 50% spun că nu votează. Și dacă cineva are 38% sau 33% sau 3,5% ca să vezi câți oameni merg acolo. Eu aud în preajma mea, cum să fie, domne, 30% cu X sau 20% cu X? Dar ia uitați-vă din câți votează. Marea armată în România e formată din cei 50% care nu sunt mulțumiți de nimeni. Au obosit oamenii buni, domnule profesor? Au obosit, unii sunt în străinătate, unii sunt... Dar cât să te tot uiți? Știți, ce poți să faci? Să înființezi tu un partid? Că asta spune tuturor, asta le spune lumea tuturor, implică-te. De exemplu, eu nu vreau să mă implic în politică. M-am implicat într-o fundație care să sprijine la un moment dat, un an de zi. Și am plecat și de acolo. De ce? N-am vrut niciodată să mă implic, pentru că sunt conștient că pot să fac mult mai mult în zona mea, în universitate. Schimb instituția aia cât pot eu de mult în mandatele mele și încerc să-mi fac treaba. Dar sunt unii care ar putea și vor să facă politică, ok, să se implice ei, să se implice cu trei. Dar nu le putem cere oamenilor ca tot să facă politică. Nu, pot să critique și au dreptul să aștepte și eu aștept un partid pe care să-l votez din tot sufletul. Sigur că voi vota întotdeauna, voi vota rău cel mai mic întotdeauna, foarte rar ai ceva, o soluție satisfăcătoare, voi vota rău ceva. Dar nu putem să-i obligăm pe oameni să se înscrie în politică. E un efort mult prea mare. Cei care sunt în politică să ofere și cei care nu sunt, dar ar vrea, de exemplu, eu aștept mai mult de la primarii care au făcut treabă și au susținerea comunităților și se lovesc de un zid mai sus de ei. Ei să se asocieze și să facă alte partide dacă în interiorul partidului, dar altele, nu să se mute de la unii la alții după oportunități. Bun. Sau oamenii de afaceri, sau reprezentanții marilor profesii. Dar să se asocieze, să-și facă partide, să reziste, să plece cu resurse de răbdare și cu ceva bani și cu de toate, și să reziste la presiuni și la ăștia care vor să-i paraziteze până când ajung să fie destul de sus, să facă corect ce au făcut Șoșoacă și AUR și ceilalți și să reziste acolo. USR Plus. Să văd soluții. Să văd mai multe soluții, că nu mai critică văd. Să văd guvernul din umbră acolo.
Ați descris sistemul și ați și am vorbit de toți Da. anii de până acum. E mai degrabă de a te împușca decât de a mai Nu e vota. adevărat. Nu e adevărat. Într-o lume de plastic, cu un viitor care pare al uitării, al statului la umbră, mai bine e un pistol. Am făcut mici compromisuri, ne-am uitat în altă parte când rău a trecut. Ceea ce dumneavoastră ați descris e mai degrabă de împușcat decât de Nu, votat. nu. Eu sunt optimist pe termen lung și merge mai departe. Nu, nu, nu. Ca să rezolvi o problemă, Adică trebuie e să o destul recunoști, să fii, să o definești bine. Să dar o și e nevoie și de prezență. Da, da. Eu v-am spus, de exemplu, o soluție. Deci, de unde vine încrederea mea? Eu văd că se schimbă zona pe care o controlez eu. Universitatea din București se schimbă pas cu pas. Da? Se schimbă în bine, face pași înainte. Da? Cred că vom reuși să producem generații ceva mai bune decât cele anterioare de absolvenți. Cred că producem instituții care la nivel social, la nivel științific, de suport pentru diverse decizii publice, vor veni în continuare cu înapoi. Și așteptăm să vină contexte mai bune, dar așteptăm activ. Asta cred că trebuie să facă oamenii. Dacă ne uităm doar în anul electoral, că nu avem soluții, ok, nu avem soluții, vedem ce se întâmplă și începe pentru următorul ciclu electoral de acum să-ți faci structuri și să-ți faci, să coagulezi resurse și interese și soluții, să-ți faci partidul. Să-și facă partide. Sunt mulți tineri care, dar pentru asta trebuie o perioadă de eforturi, de austeritate, de autoimpusă, da? Și de rezistență. Ca să ajungi, Iisus a suferit mult. Da? Te pui pe cruce dacă vrei să servești binele public. Sunt multe cruci ale instituțiilor proprii. De repet, să ne schimbăm pe noi, să schimbăm în familia noastră, să schimbăm în partea din instituție în care avem control, în instituție, în ansamblu, și cei care reușesc să ajungă mai mult, să controleze resurse mai mari, să dea drumul și cu partide dintre ei, ca la startup-uri. Știți, și partidele sunt un fel de startup-uri. Unii ori reușesc cu partidele lor să facă ceva, să schimbe. Eu personal îi încurajez, mai ales pe cei de vârstă mijlocie, maturi, profesional, să încerce și cu partide. Și nu uităm mai departe. Mă uit cu mare speranță la Europa. Să știți că eu ce n-o să rezolv în învățământul superior în țară, că avem și noi nemulțumirile noastre. Sunt și lucruri bune. Așa. Ce n-o să rezolv, o să încerc să promovez prin rețele europene. Prin rețeaua noastră de universități europene CIVIS, prin structurile de la nivelul Uniunii Europene și Parlamentului European, adică mă facem lobby, să vină cu recomandări în România, da? Și încet, încet se schimbă lucrurile și aici. Deci nu sunt optimist pentru că, slavă Domnului, ca nivel de trai România e ok. Încă are o populație săracă destul de mare, dar până și acolo e... Sărăcia e mai puțin gravă decât acum 10 ani, decât acum 20 de ani. Deci aveți resurse ca să vă vindeți țara. Da, da. Da, cel puțin să o vindem pe prețul potrivit. Domnule profesor, la început, când discutam despre rețelele sociale, spuneați că trebuie să știi și ce să faci cu libertatea pe care o ai. Da. Pentru final v-aș întreba acum, uitându-ne retrospectiv la peste 30 de ani de când s-a schimbat regimul comunist. România a știut ce să facă cu libertatea? Au știut românii ce să facă cu libertatea? Au făcut cei ce au știut, ce le-au spus ceilalți. Când, știți, când te trezești într-un deșert așa, ai atâta libertate, e infinit. Sau în mijlocul oceanului, știți, ești într-o barcă, și ai la libertate acolo. Nu cred că am avut o strategie foarte clară sau am avut elemente de strategie clară să nu ne mai putem întoarce înapoi. Și cred că lucrurile au mers bine. Uitați-vă că România, ca și Polonia, sunt piloni de stabilitate. Ne uităm la Ungaria, ne uităm la Slovacia.
unde se întâmplă lucruri care nu sunt tocmai ok pentru un popor care a trecut prin perioada comunistă, adică autoritarismul crește. Deci, dintr-un punct de vedere, a urmat trendul acesta spre vest, NATO, Uniunea Europeană, ok, un sfert în Schengen, vedem ce facem și cu restul. Libertate de circulație în Europa. N-a reușit la nivelul la care voiam noi. Dar să știți că multe, progresul e foarte mare. M-am întâlnit săptămâna trecută, mi-a cerut o audiență ambasadorul Sloveniei. La universități, noi predăm în 33 de limbi străine și, în general, ambasadorii vin la universități pentru că e vorba și de schimburi academice. Am avut o discuție de vreo oră foarte bună cu el și cu unul dintre atașații de la ambasadă și îmi spunea, dumne, noi chiar vă invidiem, credeți-mă, Slovenia are progrese mult mai mici decât România. România are cea mai mare creștere pe PIB, pe nivel de trai, pe nu știu mai ce. Sunt multe lucruri care se întâmplă bine și am spus, ok, da, dar voi, Slovenia, ați pornit de mult mai sus și era normal să aveți un ritm de creștere. Noi am pornit de atât de jos încât ritmul de creștere. În plus, mai sunt și elemente de creștere care sunt ușor artificiale, adică noi am crescut acum în perioada asta în care ar fi trebuit să, adică în momentul în care crești în exagerat cheltuielile în perioade de criză, de exemplu, nu e neapărat bine. Dar am crescut artificial. Dar e și o parte din creștere sănătoasă. Pe bune, niciodată, scuzați-mi expresia, dar chiar așa este, niciodată în România, și spun istoricii economiei, nu s-a trăit atât de bine în medie, la nivel de trai. Niciodată n-am fost în ultimii, sau cel puțin de când se știe istoria, atât de aproape pe nivel mediu față de Uniunea Europeană. Când ajungi la 70 ceva la sută din media Uniunii Europene, când București, Ilfovul, sunt la 125-130% la paritatea puterii de cumpărare din nivelul Uniunii Europene, în medie e bine. În interior sunt discrepanți și nu e bine față de ce ne așteptam și de ce vedem noi că se putea. Dar la nivel de venituri și de ceea ce ne permitem să ne comparăm cu 1990, chiar cu 2000, chiar cu 2009-2010, să ne comparăm veniturile, stilul de viață. Și o să vedeți că în medie nu e așa de rău. Doar că, într-adevăr, se putea mult mai mult și dezamăgirea noastră este față de aspirații. Ne-am făcut iluzii, asta e întotdeauna dezamăgirea, decalajul dintre dorințe și realitate. Am avut ghinion? Nu, ne-am dorit prea mult, om fi avut și un pic de ghinion. Dar e un pattern în toate fostele țări comuniste. Nici Polonia nu e mult mai departe decât noi. Ungaria a ajuns la PIB per capita, la paritatea puterii de cumpărare, am ajuns din urmă. Unii încep să vină pe la noi. Dar suntem pe acolo, pe unde sunt toate, comparativ cu ele, poate chiar un pic mai bine, ca nivel de progres, de creștere, nu nivel general. Și atunci haideți să vedem și partea plină și partea goală a paharului. Să ne gândim la ce poate să urmeze. Din nou, suntem critici la nivel de elite ale noastre, pe bună dreptate. Îți dai seama că în timp s-a degradat nivelul elitelor de la noi. Dar te uiți la americani și îți dai seama că nu e prea bine nici acolo, în cea mai mare democrație a lumii și cea mai mare putere economică a lumii. Te uiți la Rusia și te uiți unde era Rusia ca putere și pe unde ești, mai ales pe unde o să fie, că e ușor de intuit așa pe termen mediu. Și atunci cred că trebuie să fim mai indulgenți cu noi înșine la nivel general, dar să nu fim la nivel particular când e vorba de persoane, de partide, de principii. Cam asta văd eu la nivel social. Deci da, nu e ceea ce ne-am dorit, dar e mult mai bine decât înainte. S-ar întoarce oare cineva care e bine educat, bine informat? S-ar întoarce înainte de 89? Sau s-ar întoarce în anii 90? S-ar întoarce un student de-al dumneavoastră înainte de 89, fără telefon, fără internet, fără TikTok, Instagram, Facebook? Cred că sunt câțiva care s-ar întoarce foarte repede acolo. Doar că vor avea experiențele alea din bancurile cu raiul și iadul, știți? În care merge cineva, experimentează, vede că e frumos în iad, așa, și când merge acolo, după niște minute, zice, gata, pauza s-a terminat, treceți la cazan. Cam așa e și cu
cu naivitatea lor. Probabil s-ar putea întoarce și după ce văd că primesc job și primesc apartament, dar pe urmă în apartamentul ăla și la job nu se întâmplă nimic și în magazin nu există nimic și nu pot să plece în străinătate și au 2 ore și nu mai au telefon mobil și nu mai au internet și toate celelalte, nu mai au TikTok-ul lor drag și ca în 1984 primești de la Ministerul Propagandei, primești doar niște informații oficiale cu epoca de aur și cu Ceaușescu, în momentul ăla vrei repede, repede înapoi, că era rău cel mai mic, știți, dintre cele două. Doar că ar trebui să facem experimente pe bune cu astfel de contexte și eu mi-aș dori să avem în București un mare spațiu în care să fie recreat microclimatul acela din perioada comunistă, cu străzile gri, cu magazinele goale, cu alimentarea aia în care era doar ghiveci de legume și creveți, erau doar ghiveci de legume și creveți vietnamezi și cu sta la coadă și să stea o zi acolo, să le facem hoteluri în care să stea 24 de ore să mănânce ce se mânca atunci și să experimenteze toată acea perioadă. M-aș bucura. Dar să aibă experiența. Vorbiți și ne întoarcem iată la întrebarea cu TikTok-ul. Vorbiți despre o lume fake pe care o trăim de altfel. Ei trăiesc, studenții și noi, influența informațiilor fake și aceste inteligențe artificiale care creează știri fake, lumi fake. Unde ne aflăm ca să facem și pasul către ceea ce e dominația? Suntem într-un post-umanism, nu? Cum se spune acum. Suntem egali cu boții și vom primi din partea boților chiar și la noi și în Uniunea Europeană și peste tot vom fi egali în punctul ăsta. Același mesaje din lumi robotice. În lumile acestea avem destule ferestre prin care putem să intrăm în lumea reală sau să ne uităm cel puțin în lumile reale adevărate, necosmetizate. Dar avem surse de informare corecte. Avem acces la multe altele, pentru că dacă ne gândim la... Și trebuie să folosim capacitatea asta de dedublare, să o folosim cum trebuie. În perioada comunistă nu puteai să ieși public și să spui ce voiai tu. Adică era o lume fake, dar partea principală a lumii în care trăiam era fake, știți? Propaganda era oficială la nivel social, erau regulile externe fake. Aici le fac doar unii dintre noi fake, preferând zonele acestea de informații false, de superficialitate, de spoială, de vopsea, de minciună. Dar partea adevărată e acolo și ai acces la ea. Deci depinde de noi cum știm să ne va depinde de noi cum știm să ne alegem ușile și e o plăcere să stai prin zonă din astea în care există o butaforie din asta plăcută. Dar e foarte important ca să stai mai mult în partea cealaltă, în lumea reală adevărată și nu în vis. Știți? În perioada comunistă, coșmarul era preponderent. Acum avem iluzii din astea, ca atunci când iei niște substanțe de nu știu care și visezi frumos un timp, cam asta e și cu Facebook și cu TikTok și cu toate celelalte. Te distrezi un pic și pe urmă cobori în lumea reală. Din fericire, și în lumea reală sunt și elemente bune. Adică nu e doar fake. Faptul că avem acces la educație, că avem libertate, că avem niște venituri ceva mai bune. Nu toți la nivelul la care ne-am dorit, dar totuși mai bune decât în trecut, e totuși realitate, nu e fake. Și de aici dorința noastră de a pendula așa ca în avatar, știți, mergi, te duci în lumea aia, dar te întorci în lumea reală în care ai niște dizabilități, nu poți să mergi prea bine, dar știi că aia e adevărat. Domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi și vă mai așteptăm la interviurile Hot News. Vă mulțumesc și eu, mi-a făcut plăcere să facem așa o excursie și în prezent, în diverse lumi și în trecut. Vedem, ne întoarcem la viața reală a noastră, a fiecăruia dintre noi.